Bună ziua, dragi telespectatori! Vă salut de aici, din platoul TV Cluj AM, alături de domnul Mircea Avram. Vă urmărim să vă invităm să urmăriți o ediție specială, iată, a emisiunii Revista Presei de astăzi. Așa cum știm, dragi telespectatori, actorul Dan Puric a susținut la Cluj-Napoca, la sfârșitul acestei săptămâni, o conferință-eveniment intitulată Glăsuind în Neguri, în cadrul celei de-a 63-a ediții a Galeriei Culturale, ediție moderată de Ion Novăcescu și desfășurată la Cinema Florin Piersic, transmisă live integral de postul nostru de televiziune TV Cluj AM. În cadrul conferinței sale, Dan Puric a abordat mai multe teme, una dintre acestea fiind cea a conștiinței naționale și a rezistenței genei românești în fața otrăvurilor ideologice bolșevice și de tip neomarxist. El a vorbit și despre paradoxul românesc în Europa contemporană, care are reflexe suicidale prin negarea tradițiilor, valorilor și credințelor pe care s-a întemeiat civilizația europeană. În aceeași măsură, Dan Puric a deplâns dezbinarea românească și ipocrizia de a sărbători Ziua Marii Uniri într-o țară dezbinată sufletește. Propun să-l urmărim. Am căzut acolo, am vrut o majoră. S-a dat ordinul de la Bruxelles, a vrut un istoric cu nume de condiment. Nu-i dau exemplu. Nume de condiment. Da, și zineți. Se dă ordine la Washington, acum se vedea pe de lumină. Ca blond. Și atunci, noi trebuie să reacționăm tot ca blond, da? Care de 5 ani întreabă la un restaurant și după 5 ani a trecut bulevarul și a mâncat la altul. Și a întrebat-o patronul, nu-i tot asta de bine și nu vă supărați. Dar s-a întâmplat ceva că v-am servit întotdeauna foarte bine. De ce v-ați mutat pe partea asta? Păi nu, nu, m-am simțit extrem de bine, dar sunt la stomatolog, am o lucrare și am o săptămână să mănânc pe partea asta. Așa, măcar să fim obligați. Toți am ieșit ca pescăruși și în pijamară ăla. Întotdeauna, în vagonul de dormit, mă simt că parcă să ajung și ei. Trebuie să fiu asistent cu o ploscă, cu ceva. Și am dat de un șef de tren bine venit așa, că era vestel, domnul. Vestel, era vestel, se oprește, dar domnule, unde suntem? Nicăieri. M-am uitat pe fereastră, era nicăieri. Era o chestie serenară, așa. Vă o pungă de plastic, era un câmp vii, nici ciorile nu treceau. Ceva părgeam pe Marte. Și zici, domnule, nu, am fost frate, sunt disperat. Când pleacă trenul? Nu știu. Păi nu-i zmata aici, așa, dacă eram Germania, era imediat, pac, pac. Nu știu, nu știu. Așa se întrebare, se enervat ăla, că, băi, nu, dar văd că ești greu de cap, când îți spun că nu știu, mă certa, că așa m-a cerut, mă invers. Dar să vedeți unde mă ducea, că avea inteligență în asta, tu nu îmi spun că nu știu, nu știu. Bă, băiatule, bă, noi ăștia de la Căile Ferate nu mai aparținem de Ministerul Căile Ferate. Dar de ce? De culte. Numai Dumnezeu știe. Și când am intrat în biserică cu aia doi care erau așa,
Ei nu s-au dat seama că în dreapta și stânga era tot CNN-ul, erau babele. Alea care când transmit mail-ul tot timpul așa. Nu știu dacă blesteamă sau se roagă. Și care prin care sunt Facebook, tot așa, transmit. Aia creează o anumită temperatură. Și au intrat inconștienți, babele s-au uitat conștiente și lucide. Era scrisoarea a treia cu Baiazid. Că mi-a dat sărăcia și nebunii și neam. I-au adulmecat că nu miros, dar lor. Și acolo la masă noi ne duceam cu flori, cu floare, cu floare, duceam pe dedesubt. Domne, și vine una, e lung ce mult pe mine acum, un mini-șup, botoxat cu toate neagrele așa. Nu râde mult că se duc buzele așa. Silicoane, care scârții, din aia, bagi în casă, e... Stai cu plasticul în casă. Dacă o înțepai cu un ax, făcea prin altar. Făcea pe acolo. Era în înotucire. Și noi avem cu niște tocuri înalte care au semafoare, verde cu roșu. Spunea că se le apropie de ea. Și babele au monitorizat-o repede. Au trimis-o unde trebuie. Și asta s-a dus la preot și a zis, părinte, poți să intru și-o pe sumasă? De astea toate care cântă nasalii. Și aia, și când s-a plecat aia să-i trebuie sumasă, la babele a plecat baticul într-o cutie. La preot i-a rămas camera în aer și englezii au zis, oh my God! Da, l-am văzut pe Dan Curic aici, la Cluj, și de la povestirile lui Dan Curic, trecem la partea de administrație. Avem două drumuri naționale foarte importante care trec pe aici, pe la noi. Drumul național care vine de la Turda, DN1, și drumul național care pleacă de la Cluj spre Oradea. DN1 E60, adică un drum european. Nu știu din ce cauză. Nu știu cum de s-au gândit cei de la CNADR să facă niște lucrări chiar în mijlocul acestor drum. Ținând cont că noi nu avem încă o autostradă care să facă legătura între Cluj-Napoca și Oradea. Ce bine ar fi să fie gata. Ce ușor am ajunge la Viena. Deci, pe cele două drumuri naționale, cei de la CNADR au început să facă niște lucrări, spunând și pe fonduri europene. Punem o întrebare. Și săptămâna aceasta, când am mai discutat despre aceste drumuri, de fapt, săptămâna trecută. Cât valorează viața unui om? Viața unui om are caracter eligibil sau neeligibil? La sfârșitul acestei săptămâni, a avut din nou loc un protest la Feneagul. Bineînțeles că una dintre doleanțele
pelecanilor, a fost deja celebru pământ de la acolo, cei care nu mai ajunge la ei de mult. Dar a mai fost și ceea ce înseamnă problemele acestui drum național, DN1, care pornește din Cluj-Napoca, traversează Feleacul, Vâlcele și ajunge ce-a filmat noi până la Toreni. Să vedeți și dumneavoastră cum apare gardul în mijlocul drumului. Iar ca să poată depăși un autoturism, autovehicul, orice mijloc de transport, o căruță, o ambulanță care să ajungă cât mai repede la un pacient, nu cred că este posibil. Să sară peste gard sau ce să fac? Deci, la Cluj, se întâmplă, ca să folosesc pe expresie cu ghilimele de rigoare, lucruri trăznite. Lucrări făcute pe mijlocul drumului. Să începem prima dată cu drumul de la Cluj-Napoca, Feleac, Vâlcele, Toreni, DN1, deci acest drum ajunge la Turda. Și veți vedea și dumneavoastră, pentru că imaginile spun mai mult decât orice altceva. Deci aș ruga primul filmuleț cu drumul DN1, Cluj-Napoca, Feleac, Vâlcele, Toreni.
Da. Și mai avem un drum național care pleacă de aici, din Cluj-Napoca, prin Gilău și ajunge la Oradea. Aici e mai dezastru. Pentru că pe puține locuri sunt două benzi pe parte, două benzi pe altă. Poate că cei din Tureni sau Vâlcele sunt mai norocoși. Dar cei din Gilău sau cei din Căpuș, ca să nu mai vorbesc de cei din Păniceni. Nu, noroc. Cel din Tureni. Și mai ales în Păniceni, unde este o grupă, o curbă deosebit de periculoasă. Nu știu cine a avut mintea românului de pe urmă de a gândit asemenea investiții. Mă spun și eu repet. Vor spune cei de la CNLR, sunt lucrări pe fonduri europene, dacă nu facem exact cum e trecut în proiect, nu sunt eligibile aceste lucrări. Am întrebat și o să întreb din nou. Viața unui om, câtă eligibilitate are? Și ca să vedeți că am dreptate, filmul va spune adevărul. Rog regia să prezinte al doilea filmuleț, filmul cu drumul ce leagă Cluj-Napoca, Gilău, Căpușu și Păniceni. Transformăm un drum pe care l-am filmat noi zilele trecute. Filmul.
Da, din nou un platoul TV Cluj-AM, dragi telespectatori, și vă spun că proiectele actuale și viitoare ale Clujului au fost prezentate Comisiei Europene. Conform declarațiilor primarului Emil Boc, citez, vizita oficialilor europeni a avut scopul de a vedea concret modul în care au fost folosite fondurile europene pentru dezvoltarea municipiului. De asemenea, am prezentat investițiile în curs de realizare, precum și proiectele prioritare pentru exercițiul financiar 2014-2020, în special cele legate de problema traficului. Tot Emil Boc menționează, citez, am prezentat oficialilor Comisiei Europene, care vizitează în aceste zile orașul nostru, proiectele realizate la Cluj-Napoca din fonduri europene și locale din ultimii ani. Municipiul nostru a fost desemnat model de bune practici la nivelul polilor de creștere din România, iar fondurile europene au fost utilizate mai ales în domeniile transport în comun, infrastructură rutieră și pietonală, educație, sănătate și reabilitare dernică a blocurilor de locuințe. Propun să urmărim filmulețul propus de primăria Cluj-Napoca. Thank you.
văzut împreună, așadar, dragi telespectatori, că oficialii europeni, iată, au avut ce să vadă aici la Cluj, au văzut pe ce s-au cheltuit, iată, fondurile europene pentru dezvoltarea municipiului. Nu degeaba, Sibiu, Brașov, Sighișoara și Cluj sunt cele mai atractive destinații de City Break din România. Vacanțele în Sibiu, Brașov, Sighișoara și Cluj rivalizează, în opinia românilor, cu cele oferite de marile capitale europene, aproximativ 35% dintre români, preferând România ca destinație de City Break, conform unui studiu realizat de un portal de rezervări online pentru agenția Agerpres. Regiunile care au impresionat din acest punct de vedere sunt Transilvania, Maramureș și Dobrogea. De departe însă, centura metropolitană a Clujului este cel mai important proiect al noului exercițiu financiar. Un alt exemplu este dezvoltarea rețelei de transport public, inclusiv cel bazat pe mijloacele de transport în comun, iată, pe bază de energie electrică. Continuăm așadar. City Fashion Week începe astăzi la Grand Hotel Italia la ora 20. City Fashion Week este singurul eveniment din Transilvania care face parte din circuitul internațional al prezentărilor de modă de la Milano, Paris, Londra și New York. Printre invitații evenimentului se numără Cătălin Botezatu, Romanița Iovan, Alina Pușcaș și Paolo Rossi. Nu ratați așadar City Fashion Week astăzi și mâine la Grand Hotel Italia, începând cu orele 20. Și trecem la cealaltă parte, partea administrativă, care ne interesează în același timp și moment cu partea de modă, ceea ce a fost mai înainte, și cu investițiile care la Cluj au cam stagnat, cel puțin pe partea de Consiliul Județean. Iar un comunicat al Consiliului Județean ne arată că lucrările la CEMID se reau după un blocaj de 2 ani. Eu aș spune 3 ani, pentru că nici în 2014, nici în 2015 și nici anul acesta, 2016, că suntem imediat la 1 decembrie, nu s-a prea lucrat acolo. Deci, într-un comunicat al Consiliului Județean ne arată că s-au deblocat situațiile de la groapa de gunoi, că valoarea lucrărilor sunt cifrate la 24 milioane de euro, respectiv 111.103.998 de lei, la care se adaugă TVA fonduri europene. Noi am filmat chiar zilele trecute acolo și spuneam că groapa de gunoi este în moarte clinică. Iar pe acel panou nu spunea și nu scria cât este valoarea totală. O fi 24 de milioane de euro bani europeni, dar bani proprii a Consiliului Județean, cât sunt? Pentru că acolo ne doare. Pentru că acei bani sunt folosiți din banii județului. Bani care ar fi putut să ia o direcție spre drumuri, spre dezvoltarea tetarumului, spre dezvoltarea pistei de 3500 de metri, spre spitalul monobloc și spre alte investiții în acest județ. Și să nu fie nevoie de a fi folosit acei bani doar pentru că niște funcționari nu și-au făcut treaba. Nu sunt de a tăia capete. Nu sunt pentru a pedepsi pe cineva. Dar atunci când lucrurile nu merg bine, e nevoie ca niște oameni să li se dea alte sarcini pe care pot să le ducă. Pentru că noi ca oameni, fiecare, putem să executăm niște lucrări sau nu. Una este când ești tânăr, vigoros, poți să ridici 100,
200 de kilograme. Dar, odată cu trece anilor, nu mai poți. Deci nu trebuie să existe o supărare atunci când nu poți. Să faci un pas lateral. Să fii un bun consilier. Sau să execuți acele investiții sau lucrări care sunt specifice pentru tine și pe care le poți să le duci la bun sfârșit. Care să traducă acea satisfacție a muncii bine făcute. Iar aici, faptul că de 3 ani de zile lucrurile nu s-au mișcat, ba s-au mișcat în direcții greșite. Dar ce mă aminte anul trecut? Un președinte se pleca. Spunea, am rezolvat problema cu deșeurile. Se va face o groapă temporară undeva la Turda, o firmă din București. Iar conferința de presă era făcută la Consiliul Județean și era împreună cu oameni din aparat. Era o reclamă mascată pentru o firmă din București. A mai făcut respectiva firmă ceva? În cine să mai credem? Poate că după reportajul făcut de noi, pentru că imediat după 2 zile Consiliul Județean a și dat acest comunicat că s-au deblocat lucrările la CEMID după 2 ani de stagnare, eu spun și repet, 3. Iar dacă ne uităm ce a spus președintele Consiliului Județean din 2013, Horia Urean, împreună cu Ioan Oleleu, în martie, tot într-o înregistrare avută de noi, ne spunea că la sfârșitul anului 2013 va fi gata această groapă de gunoi. Ei, n-a fost gata. Iar în 2014 s-a prelucrat. Pentru că atunci s-a lăsat și cu arestarea lui Iurean. 2015, hai să fim serioși. Iar 2016, nici atât. Cu toate că în februarie 2016, tot printr-un comunicat al Consiliului Județean ne spunea s-a deblocat situația de acenit. Și nu s-a deblocat. Vă rog, acum să urmăriți starea, de fapt, a lucrărilor de la groapa de gunoi, CEMID, de acum câteva zile. Regia vă rog, filmați. A fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Nopți lungi și triste, acasă mă gândesc și pe voi, acolo vă zăresc. Sunt nopți pline de groază, pentru mine un război. Sunt nopți de bază, acolo la voi. Și, Doamne, pentru ce o viață de coșmar? Și pentru cine se moare în zadar? Sunt nopți pline de groază,
cânteamă-mi să fiu. Sunt nopți de bază de care nu mai știu. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Acest cumplit război, de ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis, ce zace în bălți de sânge. Și nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce vă acuză de acolo din mormânt. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Ora 23, buletin de știri, București, începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități.
Da, din nou în platoul TV Cluj AM, dragi telespectatori, vă anunț că în cadrul ședinței de astăzi, consilierii locali au aprobat eliminarea abonamentelor de parcare din zona 1, dar le-a menținut pe cele din zona 2. Așadar, în 2017, costul parcării pentru zona 1, care include 27 de străzi, se va dubla, respectiv de la 2 lei la 4 lei pe oră. Abonamentele pentru zona ultracentrală vor fi eliminate, mai puțin în cazul riveranilor, și tichetele nu se vor mai putea elibera pentru o perioadă mai lungă de 3 ore. În zona 2, pe de altă parte, se vor permite abonamente de toate felurile pe aceleași prețuri ca până acum. Propunerea cu care s-a prezentat astăzi Emil Boc în cadrul Consiliului Local este de fapt a viceprimarului Ana Horvat și a fost respinsă la vot anul trecut în decembrie. Atunci consilierii au spus că nu pot introduce astfel de reglementări fără o dezbatere publică. La final de revista presei mergem puțin și la știrile din sport, așadar, trofeul Carpați la Cluj. Tricolorele au încheiat pe locul 2 ultimul turneu dinaintea campionatului european. Naționala de handbal feminin a României a fost învinsă în finală cu 24-29 de reprezentativa Ungariei duminică seara la sala polivalentă de aici din Cluj-Napoca. Campionatul european de handbal feminin se va desfășura în perioada 4-18 decembrie în Suedia. România este într-o grupă cu Norvegia, Rusia și Croația. Primul meci este pe 5 decembrie la Helsingborg cu Norvegia. De asemenea, și avertizare de vreme rea. Se întorc ploile și ninsorile, iată. Administrația Națională de Meteorologie a emis un avertisment de vreme rea pentru intervalul 27-29 noiembrie. În cursul zilei de astăzi va fi lapoviță și ninsoare în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, unde valorile termice vor marca o scădere accentuată. Iar de mâine, marți, vremea se va răci în toată țara, va ninge biscolit, determinând astfel scăderea vizibilității pe carosabil. Atenție, șoferi, așadar. La cum sunt drumurile aici, la Bănuceni, Gilău, nu mai trebuie să zic nimic dacă vine și ceața peste noi. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Revista Presei. Eu, împreună cu domnul Mice Avram, vă salutăm de aici din platoul TV Cluj AM și vă mulțumim pentru atenție.